Grupul Medical RomGermed vă prezintă Conectați la viață. Caravana RomGermed a ajuns în județul Vrancea. Dis de dimineață s-a oprit la periferia localității Panciu. Prima casă în care medicii au poposit a fost cea a Mariei Lungu, care locuiește într-o zonă izolată. Femeia, în vârstă de 77 de ani, se luptă cu o boală de plămân care o doboară. Nu am pe nimeni să mă ajute. Trăiesc într-o pensie de 3 milioane jumate. Mai de capul meu cum mă descurc. Medicii au adus alimente, medicamente și au consultat-o gratuit. 13 copii. Da. Să vă luați în fiecare zi medicamentele de tensiune, nu mâncați sărat. Doctorii au mers apoi în casa Vasilicăi Manolache. Locuința arată ca o magazie făcută din tablă și lemn. În interior, tavanul și pereții mai au puțin și se prăbușesc. Singura sursă de încălzire este un reșou vechi. Pentru Vasilica, o casă decentă și trei mese pe zi reprezintă un lux pe care nu și-l poate permite, pentru că trăiește din 240 de lei. Plătim curentul, plătim apa și mai rămân mai roșu. Un kil, două de fasole, cartofi, mai împrumutăm de bani, mai cumpărăm câte o pâine, două. Medicii RomGermed au trecut pragul femei încărcați cu daruri. Astăzi am întâlnit și patologie neurologică în speță tetrapareză spastică la copil, hidrocefalie, glaucom. Am reușit să identificăm peste 40 de case cu reale probleme, oameni bătrâni, oameni aflați în nevoie, cu ajutorul primarului, bineînțeles, și cu ajutorul doctorilor. Caravana RomGermed își va continua călătoria către două sate aflate în inima Transilvaniei. Un program prezentat de Grupul Medical RomGermed. Conectați la viață!